Doamna pe meleagul mănăstirene, aproape de final. Vă mulțumesc tuturor în egală măsură pentru ajutorul, implicarea și participarea. Mulțumesc în primul rând partenerilor pentru că au avut încredere să colaborăm în această primă încercare. Știu că am greșit pe alocuri, știu unde am greșit și de asemenea știu ce trebuie să nu mai fac data viitoare. Așa că promit să remediez datele viitoare, dacă nu în întregime, măcar pe bucățele. Așadar, încep cu persoana care m-a susținut și sper că vom continua și pe viitor, doamna Alina Olaru. În continuare mulțumesc Primăriei și Consiliului Local Mănăstirea Cașin, Bibliotecii Comunale Mănăstirea Cașin, Asociației Suroti Mănăstirea Cașin, cu speranța că vom păstra această colaborare începută. Mulțumiri juriului acestui concurs, Alin Panaite, Denis Tihan, Alina Olaru, Aramă Oana Elena, Daniela Tapalagă, Denisa Dragomir, Stefania Bârlă, Nușa Leuștea, pentru că au acceptat această sarcină. Mulțumesc asemenea celui care a promis că mă va ajuta, domnului Mihai Udulache, Liviu Mocanu și celor care vor veni pe parcurs. Și nu în ultimul rând copiilor pentru participare, părinților acestora care au avut încredere și bineînțeles profesorilor școlii gimnaziale Regina Maria, care s-au implicat pentru ca lucrările să ajungă în concurs. Și la final, mulțumesc tuturor urmăritorilor, atât de pe pagină, cât și după acest grup. Începând cu această postare, o să vă las, cred eu, în fiecare zi, câte un mic video cu lucrările câștigătoare, urmând ca, în cel mai scurt timp, să anunț și premierea.